Federația Română de Arte Marțiale de Contact a organizat la sala de sport a Facultății de Agronomie din București Cupa României la Karate Kyokushin, numită Revolution Cup. A avut loc Cupa Kyokushin Revolution din 26 de cluburi, 6 județe, 350 de sportivi. S-au dat lupte tari, iar ringul a luat foc atunci când luptătorii giurgiuveni au intrat în competiție. Eduard Dingeaua a câștigat un nou titlu național după ce a dat de pământ cu adversarul său. A fost un meci foarte bun în pregătirea mea, să văd în ce stadiu sunt pentru campionatul european care se va desfășura pe 9 mai la Berlin, în Germania. Adversarul a fost un adversar ok, nu de nivelul meu, a ieșit un ipon frumos și așa sper să fie și pe viitor. Meciul care a mai strânit interes pentru publicul giurgiuvean a fost cel dintre tânărul Cătălin Mocanu și experimentatul Mirel Iacob. Luptă în urma căreia Mirel Iacob a ieșit învingător la mustață după decizia arbitrilor. A fost un meci destul de puternic împotriva unui luptător, Iacob Mirel, care este campion european la minus 80. O decizie, lumea spune, controversată, însă asta a fost decizia arbitrilor, nu pot să comentez mai mult. Lumea a văzut ce a avut de văzut, am luptat așa cum i-am dorit, a fost totul în regulă și sunt mândru de asta. Giurgiu a participat ca de fiecare dată cu o delegație numeroasă, iar sportivii noștri au făcut din nou o figură impresionantă. Am câștigat în prima repriză cu Nipun, Maua și Ghedan în prima repriză, adversarul n-a mai putut să continue, adversarul fiind un prieten bun al meu de la sală, în luptă suntem adversari, iar în afară prieteni. Vreau să-i mulțumesc domnului Florian Nicolae pentru susținere, antrenorului meu de la Giurgiu, George Rădoi, și celui din București, sensei Nicu Stoian. Competiția a fost și un bun antrenament pentru cei care vor participa luna viitoare la campionatul european de Kyokushin. Chiar și pentru cei care nu au la locul întâi, vor avea o nouă șansă la Berlin pe 9 mai. Într-adevăr, trebuie să existe un învingător și este o problemă a sportului. Trebuie să dăm dovadă de fair play.